O femeie de 39 de ani din Baia Mare a ajuns la urgențe după ce o grenadă de tip Airsoft i-a explodat în față. Aceasta a fost preluată de ambulanță și transportată la urgențe pentru îngrijiri medicale. Femeia n-a necesitat internare, a ajuns la noi, plăgile au fost dezinfectate, pansată și a plecat pe urmă după o oră și jumătate. Mai grav a fost cazul unui bărbat care locuia în Tășnat și care și-a pierdut viața după ce a fost înțepat de 6 albine. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic, acesta fiind alergic la înțepătura de albine. În rest, am avut iar multe înțepături sau alergii provocate de insecte, de albine, de viesp. Din nefericire am avut și un caz, cel puțin se presupune, deocamdată nu avem o certitudine, un bărbat de 38 de ani care a decedat la sfârșit de săptămână, se spune că a fost înțepat de viespe, cunoscut ca alergic, 38 de ani, dar mai multe nu vă pot spune despre acest caz. În total, peste 450 de pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale, fie pentru că au fost mușcați de câini, de șobolani sau de animale domestice din curte. Printre pacienți s-au aflat și doi bărbați care au încercat să își pună capăt zilelor prin mutilare și un copil de un an care accidental a înghițit albastru de metil, însă toți trei se află în afara oricărui pericol.